Am gata pentru îmbrățișare. Și? Ai ceva muzică? Oh, sigur, o să găsesc. Oh, ce zici de asta? Oh, îmi place mult! Hai să dansăm! Bine! Ei, cine a stins lumina? Îmbrățișări gratuite. Haideți, băieți! Mergem la Tabita să vedem un film. Hei, draculaș, vii? Cum vrei. Bun venit în casa mea modestă. Wow, chiar îți plac legumele. Bine că am adus chipsuri de porumb. Da, mă cam pricep la plante. Ia loc. Oh, lui Draculaș ar plăcea mult locul ăsta. De fapt, speram că va veni cu tine. Părea foarte interesat de televizor. E purașii, nu? Hei, Norm, ce mai nou? Voi începe să năpârlesc curând. Îmi pare rău. De fapt, e destul de bine. După ce mi se desprinde toată pielea, pot să o mănânc. Chiar sună bine. Totuși, dacă vrei mai multe proteine, încearcă să-ți mănânci propriul... Bine! Totul e pregătit pentru... Roșia fără față! Stai așa! Hei, tată, ce e? Mina, e o urgență! Vreau să fugi până la magazin și să iei mai multă maioneză! Se rezolvă, tată! Nu știu cum să termin asta la timp pentru concursul de sculpturi în maioneză. Îmi pare rău, dar trebuie să merg până la magazin. Te deranjează dacă ai puțin grijă de Chester și Harold? Nicio problemă! Grozav, mă întorc repede! Ne vedem imediat! M-am săturat să aștept. Am nevoie de iepurașul vampir acum! Cum a aflat că Draculaș e vampir? Întotdeauna am știut că e vampir, Chester. Stai, ne poți înțelege? Bineînțeles că pot, Chester! Toate vrăjitoarele înțeleg animalele. Vrăjitoare! Ce? Norm, du-te și adu-mi iepurașul. Mereu atât de dramatică. Gecko ăsta, nu? Am auzit. Nu, ce le facem acum? Trebuie să-l avertizăm pe Draculaș. Păi, dacă ascultă atent, atunci o să audă cum vine. Hei, haide! Mama! Fiul meu! Frumosul meu băiat! Mama! Gustări organice pentru câinii ronțăielile iubirii. Dacă nu aveți parte de îmbrățișări de la prieteni, asta se va schimba. Milioane de iepuri rămân în fiecare an fără îmbrățișări. Bună, sunt Jenny McEffert. Ce voi face? Bună cu pământul! Așa, da. Stai puțin, Michael! De la facultate? Derek, vino încoace, frate! Nu vin să cred! Emina! Tu erai? Da, și eu simt la fel. Oricum, am venit să-ți spun că stăpâna mea i-a luat o statici pe prietenii tăi și dacă nu vii cu mine... bine, a plecat. Draculaș! Slavă cerului! Da, aveam o dorință vie de a te vedea. Draculaș, concentrează-te! Tabita e o vrăjitoare! Trebuie să plecăm de aici chiar acum! Nenă, prea târziu pentru asta! Dăm colții pentru poțiunea mea și vă eliberez pe toți! Poțiune? Draculaș, cine știe ce are de gând să facă cu ea? Nu poți lăsa să o obțină! Da, nu o putem să... Ajunge cu asta! Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang!